Bună ziua și bine l-am găsit. Astăzi suntem în 10 august 2019 și în această lună sunt de făcut anumite lucrări. O semi-restrângere a cuiburilor, îndepărtarea ramelor oarbe, îndepărtarea ramelor albe, oarbe și tot ce vedem ce nu avem nevoie prin cuib. Să vedem cam cum este organismul. Folosesc uleiurile esențiale, rezultatele sunt foarte bune. În privința lor, eu am dat pentru varoa. Iată aici, n-am mai umblat de ceva timp. Se vede, la cum văd eu aici, a scăzut albina într-un anumit nivel. Și vom restrânge. Aceștia sunt nucleele făcute în luna iunie. Și vom vedea ce găsim. Fiindcă de acum e o mică problemă, noaptea e frig, mâncare avem, suficientă, iertați, avem rame cu mâncare, dar nu asta ne interesează. Mă interesează îndeosebi cantitatea de puiet. N-am mai umblat la ei de 2 săptămâni. Și azi o să luăm în calcul toate coloniile care le avem în stupină. Iată, aici avem o ramă cu puiet. Albina s-a tras spre polistiren. Este ceva normal, e mai cald. Și eu acum o voi organiza să fie echilibrat cuibul. Aceștia sunt roișorii cei mici, care au fost făcuți cu scopul de a schimba mărcile. În proporție de 80% sunt schimbate mătcuțele și vor mai rămâne câteva astfel de colonii mici. Uităm dacă are ou, are puiet. El nu o să mai crească de acum, rămâne așa mai micuț. Vedem cum procedezi. Iată, albina stă foarte frumos pe ramă. Și avem puiet destul de binișor. Tot ce trebuie să fac eu acum este să îi asigur căldura nocturnă. Ziua are căldură, nu este o problemă de zi. Se anunță chiar temperaturi destul de ridicate, peste 30 de grade, dar acestea sunt în anumite zone ale țării, nu și aici la mine. Eu noapteam între 8 și
14 grade zilele acestea. Iată ce bine stă acest roișor. 4 rame de puiet și ouă foarte frumos. Iată ce puiet frumos are la ora asta. Foarte, foarte bine arată acest roișor. Am văzut în țară familii care n-au puietul care l-are acest roi. Deci 4 rame de puiet. Iată și pe a 5-a găsim puiet. 5 rame de puișori. E foarte bine la ora asta. Și acum să vă arăt, eu am folosit aceste foi. Aici era o foaie dată. Iată o foaie care a fost crescută. A băgat ceva miere pe ea, dar de acum aceasta o dăm după diafragmă. Ați văzut cantitatea de puiete, deci avem pe 5 rame. Acum eu nu rămâne decât să fac, decât să aduc aproape de rama de margine. Am venit cu gândul să strâng, dar se pare că nu am ce strânge. El are puiet pe 5 rame. Și eu mereu când găsesc așa puiet, las pui pe mijloc și le las rama cu hrană stânga-dreapta, indiferent dacă e pat cald sau pat rece, la fel procedez. Am convingerea că aici o să ierneze, exact așa cum îl vedeți pe... Eu de obicei calculam, scoteam două rame, deci cât puiet are la ora actuală, pe atâta iernez. Dar se întâmplă anul acesta să am o alt fel de dezvoltare, mult mai bună față de ce am avut eu în trecut. La ce mă refer? Mă refer că e posibil ca uleiurile esențiale să fi stimulat mărcilii și acest lucru să fi dus la o îmbunătățire a acestor roișori. Iată ce îi las rama aceasta cu mâncare aici. Și aceasta cu puțină miere o dau după diafragmă, fiind și albă. E primul an în care nu am rame în august pe care să le extrag ca fiind un surplus. Bun. Cam asta, cam așa se situează roișorul la ora actuală. Vom trece și în partea dreaptă.